Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Am fost la Istanbul pentru un eveniment Huawei și am văzut acolo două laptopuri, două telefoane noi Nova de buget, dar și un pliabil. Acesta este Huawei Mate XS2. Da, telefon pliabil și unul dintre puținele căruia nu îi se vede foarte mult acel pliu pe ecranul principal. Formatul este cel deja consacrat de celelalte Mate X-uri, adică lasă ecranul pe exterior. Nu are un ecran extern și unul intern. Are, cum place mie să zic, un cotor pe care găsim butonul Power cu cititorul de amprente, butonul de declanșare a ecranului care îl desprinde și permite acea rotire, dar și o serie de camere care sunt, să zic așa, peste medie pentru un pliabil. Ca să vă zic de la început, telefonul ăsta e deja disponibil la precomandă în România, 9999 de lei și cu un ceas Huawei Watch GT3 Elite cadou, 46 de mm. Vedeți aici că avem versiunea albă și Huawei ne-a spus că spatele său este acoperit cu o fibră de sticlă specială. Mate XS2 vine într-o singură configurație, 8 GB de RAM și 512 GB de stocare și are suport pentru stylus, mă gândesc la Huawei M Pencil. Așa cum vedeți, camera selfie este ocupată în ecran, nu este sub ecran și, așa cum v-am spus, pliul ecranului este aproape invizibil, trebuie să te chinui să-l vezi, iar balamaua este acum mai solidă decât la predecesori. Ce vă mai pot spune e că el cântărește 255 de grame, ceea ce este foarte puțin pentru un pliabil. Gândiți-vă că un iPhone Pro cu Max în nume poate să fie 240 de grame. E, ăsta la 255 de grame e chiar foarte ușor. Nu de alta, dar la interior avem un ecran de 7,8 inch, pliabil OLED, 120Hz refresh rate, rezoluție de 2200x2480 de pixeli și un aspect atipic 10.15x9. Acum eu mă joc prin interfața camerei, dacă sunteți curioși, camera principală are 50 de megapixeli, vine și cu telemetru laser, apoi vine o cameră telefoto de 8 megapixeli cu stabilizare optică și zoom optic 3x și apoi vine o cameră ultra-wide de 13 megapixeli. Opțiunile sunt doldora, cred că sunt cam aceleași opțiuni pe care le găsim pe Huawei P50 Pro, iar camera frontală are 10,7 megapixeli. Filmăm în 4K, avem 4K inclusiv pe camera frontală, ceea ce nu e rău. Bun, am vorbit despre ecran, am vorbit despre stocare și RAM. Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 888 4G, atenție 4G, un CPU octa-core cu GPU Adreno 660. Alte lucruri despre telefon, păi bateria, 4600 mAh, se încarcă la 66W și are și încărcare inversă. Pentru securitate, cititor de amprente lateral, mai avem și NFC și un emițător infraroșu. Până acum pot să zic că sunt impresionat de pliul invizibil, de faptul că telefonul este ușor și foarte manevrabil și m-am jucat puțin cu luminozitatea, mi se pare că este un panou de calitate, un OLED foarte luminos. Faptul că ai un, să zic așa, extra ecran care se creează în spate când îl închizi, te ajută la selfie-uri. Selfie-urile cu camera principală, nu doar cu cea frontală. Huawei a aplicat aici un strat special antireflectiv, un Nano Optical Layer, iar puteți folosi acest dispozitiv pentru a lua notițe, spre exemplu, așa cum fac eu acum. Avem o tastatură split acum, dar o putem folosi și în alt format. Practic, acest tip de dispozitiv cu o astfel de diagonală a omorât tabletele mici, a omorât, eu știu, iPad mini-urile și clonele sale. Ce vă mai pot spune pe produsul ăsta? Huawei a dezvoltat o balama în laboratoarele sale folosind un oțel ultra ușor. Cam asta au făcut ei special aici, au încercat să facă dispozitivul cât mai ușor posibil pentru a ajunge la 255 de grame. Ca idee, Galaxy Z Fold 3 are o greutate de 271 de grame. Asta ca să înțelegeți. Deci avem fibră de sticlă ultra ușoară pentru spate și aliaj de titaniu plus oțel ultra ușor, deci chiar și-au dat silința să pună cele mai ușoare și tari materiale. Alte lucruri de menționat, păi îl puteți folosi cu două mâini în modul acesta în care l-am și-o deschis acum și destul de ușor cu o mână atunci când este închis. Stă bine la capitolul aderență, este destul de elegant și ar mai trebui spus și că vine cu un Emotion UI 12 în această situație. Vă arăt acum puțin și varianta neagră, dacă erați curioși. În afară de cea albă,
vă reamintesc și prețul, 9999 de lei și cu acel bonus ceasul Huawei Watch GT3 Elite 46 de mm. Navigarea se face pe bază de swipe-uri, finisajul spatelui mi se pare că imită pielea, iar pliul se face fără a opune prea multă rezistență. Iar butonul ăsta cu roșu te ajută să deschizi telefonul ca să-l ai în formatul complet. Ce pot să vă mai spun este că selfie-urile au un preview ciudat. Hai să vă arăt acum imediat. Teoretic, mă așteptam să folosească tot ecranul. Practic, vedeți, nu profită de întregul spațiu, mai rămâne niște spațiu nefolosit jos, ceea ce nu prea am înțeles exact. Acum rămâne să-l primim la teste, să revenim și cu alte impresii și cu puțin noroc, poate facem roșii de un stylus. Cam atât la mobilisimo.ro, la revedere!